Decizie rară în justiția ieșană. O femeie de profesie medic, din cauză că nu a avut grijă de câinii săi, doi ciobănești germani, s-a ales cu o condamnare definitivă. Ea trebuie să scoată din buzunar 30.000 de euro daune morale plus 5.000 de euro spitalizarea, după ce o vecină a fost mușcată de câinii acesteia în urmă cu 6 ani de zile. Judecătorii au decis că vinovăția incidentului în urma căreia vecina doctoriței a fost fâșiată de câini se împarte în mod egal între cele două. Marți, 9 martie, veneam cu copilul de la grădiniță și am încercat să intru în curtea casei. Copilul era în spatele meu, iar eu pur și simplu am împins poarta. Căței erau cu fundul în poartă. Doar am încercat să intru, am strigat la ei, nu s-au dat și am împins poarta și atunci ei s-a... Da, sunt doi dulăi. Da, sunt doi dulăi din... curtea care este comună, deși mi-am rugat pe vecini de multe ori să-i țină legați, tot timpul i-au ținut dezlegați și tot timpul am avut așa o teamă și pentru mine și pentru copiii mei. A fost mușcat și băiatul meu în septembrie 2009. N-am înțeles niciodată de ce îi lasă dezlegați. Internată ulterior în spital, victima dulăilor a avut nevoie de 72 de zile de îngrijiri medicale. Ea a suportat numeroase intervenții chirurgicale. Este primul caz de acest gen soluționat de instanțele penale din Iași. Inițial, judecătorii au stabilit ca proprietarul dulăilor să achite și despăgubiri de aproximativ 5.000 de lei. În urma judecării apelului, acestea au fost scăzute de către instanța superioară la circa 800 de lei. Sentința dată de Curtea de Apel Iași poate pune în alertă pe toți proprietarii de câini agresivi.